Rezultatele admiterii la liceu absolvenților de clasa 8 au fost publicate pe site-ul Ministerului Educației și la vizierele liceelor. Elevii pot vedea liceul și profilul la care au fost repartizați cu ajutorul codului de autentificare primit de la școală. În județul Mehedinții, după publicarea rezultatelor, un număr de 313 elevi au rămas nerepartizați. Pentru aceștia se va mai organiza o sesiune de înscriere în perioada 24-26 iulie. Elevii au aflat astăzi dacă au fost admiși la liceul la care au dorit să-și continue studiile. În funcție de media obținută la evaluarea națională 2022, absolvenții au făcut opțiunile pentru admiterea la liceu. Rezultatele repartizării computerizate au fost publicate de Ministerul Educației. Am avut un număr de absolvenți de clasa 8-a care au fost înscriși la evaluarea națională de peste 1700, iar prezența efectiv la evaluarea națională am avut un număr de 1590. Dintre care și-au exprimat opțiuni și astăzi au fost repartizați computerizat un număr de 1277 de elevi și 121 de locuri au rămas libere pentru admiterea în învățământul liceal. Rezultatele finale ale repartizării se vor afișa în data de 18 iulie, atunci când se va încheia admiterea în învățământul profesional. Într-o Băta-Turnu Severin, puține sunt liceele care au mai rămas cu unul sau două locuri neocupate. Am propus 5 clase de liceu pentru anul școlar 2022-2023. În momentul de față, în urma primei etape de repartizare computerizată, mai avem un singur loc liber la fabricarea produselor din lemn. Așteptăm elevii admiși la liceu să aducă dosarele începând din 15 iulie până pe 20 iulie. În total, în Mehedinți, 121 de locuri au rămas libere în clasele de liceu. În topul liceelor cu cele mai multe locuri neocupate se află Liceul Teoretic Cujmir cu 19 locuri neocupate, Liceul Teoretic Dr. Victor Gomoiu cu 17 locuri libere, Liceul Tehnologic Halânga cu 16 poziții neocupate, Liceul Tehnologic Dierna din Orșova cu 16 poziții libere, Liceul Tehnologic Tudor Vladimirescu cu 14 locuri neocupate. Elevii care au fost declarați admiși în urma repartizării computerizate trebuie să depună dosarele de înscriere la liceele la care au fost repartizați. Dosarul de înscriere trebuie să conțină cererea de înscriere, cartea de identitate, certificatul de naștere, adeverință cu notele și media generală obținută la evaluarea națională în clasa 8-a, foaia matriculă pentru clasele 5-8 cu calculul mediei generale și fișa medicală.